Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi revin cu o nouă rețetă și anume plăcintă cu pui. Este o rețetă simplă, este ușor de făcut, este delicioasă, așa că vă invit să urmăriți filmulețul meu. Pentru această rețetă aveți nevoie de făină, o cană și ceva de făină. Eu pun cu aproximație, nu am o cantitate exactă. Lapte, o cană de lapte, 2 ouă, oregano, sare, praf de copt, 2 cartofi, cașcaval și un piept de pui. Pentru început, după ce am spălat cartofii, îi punem la fiert. În coajă îi punem la fiert. Și la fel și pieptul de pui. Îl vom pune și pe el la fiert. Adăugăm puțină sare peste pieptul de pui. Iar acum așteptăm să fiarbă cartofii și pieptul de pui. Când pieptul de pui a început să fiarbă, este timpul să luați spuma de deasupra. Cartofii și pieptul de pui au fiert, acum este momentul să tăiem puiul. Acum curățăm cartofii de coajă și îi tăiem rondele. Și vreau să vă zic că în loc de cartofi, dacă nu vreți să puneți cartofi, puteți să puneți dovlecel sau ciuperci sau ce vă place vouă. Deci nu este o rețetă fixă. Puteți să puneți ce vă place vouă. Într-un bol punem cele 2 ouă. Adăugăm laptele. Și puțină sare. De fapt, sare după gust. Dacă vă place mai sare, puneți mai mult, dacă nu, mai puțin. Amestecăm cutelul. Adăugăm făina. Și amestecăm. Adăugăm praful de copt. Și amestecăm. Acum adăugăm puiul tăiat bucățele. Și amestecăm. Adăugăm cașcavalul. Sunt 200 de grame de cașcaval în pachet. Amestecăm
Adăugăm oregano. Și amestecăm. Toată compoziția o punem în formă. Noi avem o formă de silicon. Peste compoziție punem cartofii. Peste cartofi punem ardei gras. Această parte este opțională dacă doriți să-l puneți bine, dacă doriți să-l omiteți, la fel este foarte bine, depinde de preferințele fiecăruia, de aceea nici nu l-am prezentat la început cu toate ingredientele. Acum adăugăm cașcaval deasupra. Ca să iasă bună și delicioasă. Puteți să puneți mozzarella sau ce cașcaval aveți voi prin casă. Sau ce vă place. Acum este momentul să introducem plăcinta în cuptorul preîncălzit la 180 de grade și o vom lăsa în cuptor până când va prinde o culoare frumoasă și aurie deasupra. Plăcinta cu pui este gata, abia am scos-o din cuptor. Este fierbinte, deasupra, după cum puteți vedea, se văd și bucățelele de ardei gras și o să tai o bucată să vă arăt și interiorul. Așa arată plăcinta pe interior, arată foarte bine, iar acum este timpul să o degustăm. Acesta a fost filmulețul de astăzi, sper să vă fie util și să încercați și voi rețeta. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem în următorul filmuleț. Vă pup! Pa, pa! Termină! Hai, termină! Să te le pun la bloopers! Gata? Ai, iubi, da, fi da, serios! Da. Am uitat ce trebuie să zic. Da, gata, mâncăm. Știu, gata. După ce cartofi... Așa. După ce cartofi și pieptul... Iubii. Da. Pe pune acum, gata. Fii serios. Da. După ce cartofi și... Să face frumos. După ce cartofi... Sper să știu. Dar taci odată! Stai că pauză! Ai tu iubire, dar taci!